În urma descentralizării sistemului sanitar din 2010, toate unitățile sanitare cu paturi au fost predate unităților administrativ-teritoriale, respectiv consiliilor locale. 10 spitale au fost în această situație, printre care și Spitalul Orășenesc Titu. Din cauza lipsei de medici, acesta a fost propus la un moment dat să fie transformat în cămin de bătrâni. Nu ar fi fost cea mai bună soluție, întrucât zona de sud a județului ar fi rămas neacoperită din punct de vedere medical. De curând însă, Ministerul Sănătății a aprobat înființarea în fostă locație a Spitalului Titu a unei unități de primiri urgențe, ce va aparține de unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Târgoviște. În urma eforturilor susținute ale Direcției de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății a aprobat înființarea în fosta locație a Spitalului Titu a unei unități de primire urgențe, care să aparțină de unitatea de primire urgență a Spitalului Județean, dar mai ales a aprobat încadrarea cu personal și, cel mai important, finanțarea acestei structuri până la finalul anului. Ea va începe să funcționeze începând cu data de 1 octombrie. Subliniez asta ca o mare reușită a Direcției de Sănătate Publică, ținând cont de contextul financiar al sistemului de sănătate din România, care nu face rabat de la criza financiară mondială. Asistenții și infirmierii vor fi mobilizați din cadrul Spitalului Județean, din personalul preluat de la Spitalul Titu, iar în ceea ce privește medicii, este vorba de doi medici de medicină generală cu competență medicină de urgență, unul va fi detașat de la serviciul de ambulanță, iar un medic de familie va fi angajat prin scoaterea la concurs a unui post cu angajare pe perioadă determinată. Iar gărzile vor fi asigurate de medici specialiști din cadrul Spitalului Județean. Unitatea de primiri urgențe de la Titu va avea 5 paturi, iar pacienții vor fi ținuți aici doar o zi pentru supraveghere medicală, unitatea urmând să deservească întreaga zonă de sud a județului.